Cred că e cam târziu în România, dar încerc să fac un live foarte spontan. Am ajuns aici în Florida pentru cei care nu au văzut live-urile de duminică. Aștept să se conecteze oamenii și voi spune scopul acestui live. V-am zis că în acest timp nu fac vloguri, dar voi face din când în când câte un live să vă spun pe unde am ajuns, ce fac, cum îmi merg călătoriile, desigur, pentru cei care se interesează, pentru cei care nu, fiecare își vede de drumul său, astfel cum văd și eu de drumul meu. Da, 7 persoane au venit, 3 like-uri, aștept să se conecteze cel puțin vreo 30 de persoane și vor mai veni niște persoane aici alături de mine. Deci am ajuns în Florida doar pentru câteva zile, în vizită la o familie. Vreau să spun puțin istoricul sau contextul acestei vizite. Bordeanu Ana, salutare, salutare! Deci, eu pe această familie o cunosc mai mult de un an, deoarece ei au început să mă urmărească atunci când ajunsesem aici în Statele Unite ale Americii. Pe atunci ei locuiau în Oregon și acum s-au mutat în Florida. O familie foarte frumoasă, familie foarte călduroasă, primitoare. Au vrut chiar atunci, mi-aduc aminte, era încă frig în Oregon și mă chemau și mă sunau în toată ziua. Și mi-aduc aminte și de ziua de naștere. Da, foarte oameni cu inimă mare care se îngrijorează pentru alții. Dar iată că a venit timpul că au și ei nevoie de ajutor, a venit timpul să-i ajutăm noi pe ei. Și vă dau contextul imediat. Doar aștept, v-am zis, cel puțin 30 de persoane. Haideți să vedem cine mă salută aici. Eu, chiar în introducere, acolo am pus link-ul. E vorba de ajutor pentru Nela. Am spus acolo help for Nela. Nela o să fie, cred că, dificil să vorbească. Eu am încurajat-o să facă aceasta. E deja are un GoFundMe sau un fundraiser. Și acum vă spunem, eu cred că e mai bine soțul ei să o ajute, e cel mai bine să-și spună ea povestea aceasta puțin tristă, pentru că chiar a scăpat de moarte, a fost o situație foarte, foarte dificilă pentru ea, a trecut printr-o nenorocire și dar eu mă bucur că ea este în viață și că am putut să vin să o vizitez aici în Florida. Haideți încă 7 persoane și să îi chemăm și pe ei aici alături de mine. Spuneți, vă rog, dacă se aude bine și dacă se vede, deoarece sunt pe Wi-Fi. Aici în Florida suntem în Fort Myers, unde a fost uraganul, cred că cel mai puternic acum în această perioadă și nu prea merge internetul. Deci chiar și rețelele de aici, de pe loc, nu merg. Deci eu am așa o bară și nu știu, nu sunt sigură că mă vedeți bine și că mă auziți. Totul e ok. Mulțumesc, Ana, pentru eficacitatea ta. Haideți încă 5 persoane și te rog pe să-ți răspund să vină. Vreau să știu dacă sunteți toți de pe continentul european, dacă sunt oameni de aici din state sau de pe alte continente, nici nu știți. Am persoane de pe toate continentele, chiar mai dineaori îmi scria cineva, adică ieri, cu o invitație în Japonia. Și da, să știți că o să ajung în Japonia. De fapt, eu o să fac un alt live. Și o să vă povestesc. Nu am planuri de călătorie, dar am o noutate bună. Dar asta nu este live-ul meu, este live-ul făcut pentru Nela. Cred că ar fi bine să veniți acum, Nela și Costel. Voi cred că vă aduceți aminte de cei care au venit deja pe live înainte. Eu am fost deja în vizită. Aș putea să pun, poate. Ce să facem? Aici e bine, pentru că, da, e bine, lumina este bună. Ei zic că se vede, se aude. Eu pur și simplu aș da puțin mai așa. Am uitat să-mi iau ăla care să pun.
Nela, vine, te rog, lângă mine. Hai să te ia, vină coace. E greu să... este greu tot să ne povestești de ce ți este greu. Da, e pe Nela. Nela, mulțumesc că m-ai primit în casa voastră și eu știu că ți este foarte greu. Eu cu Nela am fost de vreo câteva ore la plimbare. Ne ducem de dimineață să facem hike câte o oră jumate, două. Și știu că încă este greu să iasă din casă prin ceea ce a trecut. Cred că, vină mai încoace, că ajung, încapem mai în cameră. Costel, ce zice? Cred că tu o să o ajuți pe Nela să povestească ce s-a întâmplat, pentru că tu erai chiar atunci, acolo. Nela e cel mai bun ajutor potrivit și o să încerc și eu să fiu un ajutor. Noi decât un lucru am vrea să spunem și să-l facem mai ușor. Noi venim plini de bucurie să mulțumim tuturor sfinților de omenie ce au sărit în ajutor. Răniților ce într-o seară, mergând ca vecini cu minți, au fost atacați să moară trântiți de un pitbull cu dinți. Dar corană după ceafă, spaimă și bil greu de dus, Neluța rănită aleargă la vindecarea de sus, la pacea din terapia credinței cu rol sublim, de a semăna bucuria oriunde călătorim. Prin darul și compasiunea lor, cei binecuvântați, să-și regăsească misiunea bucuriei de a fi frați și surori cu bunătatea harului ce a venit jos, să redea identitatea dătătorului voios. Mărinimos fiecare prin GoFundMe sau cuvânt, dăruiește vindecare precum în cer, pre pământ. Mulțumim pe această cale fiecărui călător cu vestea bună în spinare, în spirit mângâitor. Cu drag, nu doar accidental, iubita mea soție, Nela Racolta Rozental, e sora bucuriei. Amin. Vă îmbrățișăm cu drag și vă mulțumim. Mulțumim. Și vă primim în suflet și vă radiem cu bucurie, chiar când trecem și am trecut prin necazuri, care mulți nu le știe, dar numai cel ce trece prin ele și cei ce iau parte cu noi, au parte de bucuria biruinței noastre. Și fiecare cu biruința lui, noi îi sprijinim cât putem și ne bucurăm să vă avem în suflet și în priviri și în gândire. God bless you! Doamne ajută! Deci, poezia, nu știu dacă oamenii au înțeles chiar contextul. Eu știu că tu ești un poet. Nu, te rog, explică, da, atâtea sunt de spus. Eu mi-aduc aminte că am văzut, tu mi-ai scris la ce s-a întâmplat și mi-ai transmis pozele, de aia și am luat o poză și am pus-o aici ca thumbnail. Mulțumesc, Natalia. Eu am insistat pentru că tu n-ai vrut și eu am insistat, eu știu că am mai... am încercat să ajut alte persoane și am mers live-ul și a zis că tu ești chiar persoana care merită, pentru că și tu, eu, și tu și Costel, dar ei sunt niște oameni modești, nu prea spun, nu prea se laudă, dar ajută cum ei pot, m-ați ajutat și pe mine. Deci mulțumesc că tu ai fost care ai zis în momentele cele mai grele, când eram atunci jos, ai vrut să vii de unde ești, de unde ai fost acolo, că vrei să vii să mă ajuți, să mă mângâi și să mă ajuți cu lucrurile care se fac în casă. Și am spus mulțumesc, este Costel lângă mine și îi mulțumesc că sunt în viață. Am fost jos, dar Dumnezeu mulțumesc că m-a scos din groapa morții. Deci am fost între viață și moarte. Dar mulțumesc că Dumnezeu m-a scos biluitoare peste
toate aceste ce? Frică, traume, traumă, și da. Deci, ca să înțeleagă oamenii, voi v-ați dus la o plimbare, nu era noapte, era spre seară, yes. Ați ieșit după cină și ați ieșit la o plimbare, chiar în vecinătate, și te-a agresat un câine pitbull. Yes. Costel, tu erai de față, ce s-a întâmplat? Păi, nu e greu să repetăm, nu vreau să obosim lumea, dar așa cum am mers cu bucurie, cineva între stat, că a văzut oameni bucuroși, a sărit la noi. Întâi credeam că vine prietenos, l-am atacat, dar el a trecut pe sub mâna mea și s-a aruncat în cap, în spate la el, a trântit-o în iarbă. De acolo m-am aruncat peste el, l-am tras odată, el a apucat să muște de ceafă. El l-am scos odată, el a venit din nou, l-am mai tras odată, m-am luptat cu el până a venit stăpânul și am scăpat cu viață, dar traumele și rănile și copcile care le-a luat au produs dureri fizice și psihice. Însă tot ajutorul și bunătatea oamenilor care Natalia o găsește în oameni de toate felurile, din toate locurile, care nici nu ne cunosc și au sărit în ajutor, toate astea au ridicat moralul și au încurajat sufletul. Sufletul nostru. Așa că noi încă o dată nu putem decât să mulțumim tuturor care au arătat că în ei există chipul bunătății. Eu mă bucur că am deși o comunitate foarte mică, dar ați găsit oameni cu suflet mare care să vă îndrumeze, care să facă și un sprijin financiar, moral. Da, asta e chiar. Eu nu mai așteptam la așa ceva. Bună la. Deci pentru cei care acum s-au conectat, noi facem un live așa mai scurt să vă prezint Penela și Costel. Cei care poate ați văzut live-ul în iunie era? Nu, stai puțin, aprilie. În aprilie, când am fost la voi și atunci. Înainte de accident. Exact. Da, și de ce, pentru cei care nu mai au venit, de ce cerem ajutor, un sprijin, acolo este un link, am pus link-ul GoFundMe. Sau puteți să mergeți chiar pe profilul de Facebook al Nelei. Nela nu se mai conectează acum, nu are curajul să fie pe banda virtuală, dar acolo este cineva a ajutat-o, a făcut un profil pe GoFundMe și e nevoie de un sprijin financiar, deoarece toate aceste tratamente la spital costă mii de dolari și voi nu puteți să plătiți acest bill, această factură. Da, dacă cineva se întreabă, într-adevăr s-a făcut cam 10%, poate cam 10%. mai puțin decât a fost golul, adică decât credem noi că vor fi bill-urile total. Deocamdată au fost peste 30.000, dar ne luptăm și am mai acoperit din ele și cu cei care au ajutat și cu deal-urile care se fac și cu toate. Sperăm că vom ieși cu bine. Vreau doar să nu creadă cineva că cerem pentru noi. Nu cerem numai pentru noi, ci dăm ocazia la fiecare să-și arate compasiunea, dragostea, bunătatea care e în sufletul fiecărui om. Da, așa cum și voi o faceți. Că nu e prima dată când ajutați pe oameni și ați ajutat, știu, nu vreau să spun cazul real ca să nu fie aici pe urmă interpretat nu în bună direcție, dar știu că când alți vlogeri au cerut ajutor pentru alți oameni, voi ați făcut-o, așa că cred că... Și o vom mai face, că ieșim noi și dintre asta și da. Suntem onorați să avem atât de mulți susținători și oameni care ne încurajează și ne sprijinesc moral, virtual și economic. Praise the Lord pentru toți care și-au deschis inima. Știu că am trecut prin valea umbrei morții. Doar am trecut și mulțumesc Dumnezeu că n-am stat acolo. N-am rămas acolo. Și mai am încă tratamente, face acupunctură, mai da, pentru că Nela are sechele aici la ceafă, așa? Da.
Și a trece și printr-o perioadă post-traumatică, unde i-a fost foarte greu să iasă din casă, acum iese mai bine, dar eu am văzut-o pe Nela cum reacționează la orice foșnet. Ea simte câinele de departe și cât de mic n-ar fi, are frica asta, deja ai dezvoltat o fobie a câinelui, ți-e frică, se simte, da. Și nu e atât de ușor să te expui la gura lumii, ceea ce i-am zis Nelei, că la 8 miliarde nu poate să țină. Dar am încurajat-o foarte mult și mă bucur că voi cei 40, chiar dacă deja se face o oră târzie la voi, sunteți aici să o sprijiniți, chiar și cu un cuvânt bun. Nimeni nu vă cere cu desila, adică nimeni nu o să puteți să-i spune, să-i, pur și simplu să-i urați sănătate. Un cuvânt bun. Nu e nevoie ca fiecare să dea de cel care poate sau cel care vrea. Dar și o mângâiere este destul. Voi deja mă cunoașteți pe mine, eu vorbesc așa mai direct, cărora le place, cărora nu le place, dar asta este realitatea. Să văd dacă... Florin, Flo, te rog, uite-te, pentru că este unul multă dintre moderatori. Mulțumim. S-a întâmplat pe 1 iunie, nu se întâmplă acum. Da. Suntem în revenire și mulțumim tuturor, începând cu cei mai mari donatori, cum ar fi Biserica Baptistă Română Grace din Naples și apoi alții din Londra, din... Și chiar oameni ortodoxi, nu e vorba doar de religie, e vorba, da. Oameni din Oregon, de unde nu promovăm o religie, ci vedem relația oamenilor cu Dumnezeu, care se arată într-o relație bună cu semenii. Și mulțumim tuturor care abia ne rabdă și care ne iubesc și ne încurajează și așa mai departe. Da. Mulțumim, Natalia. Asta e ideea. Am avut o idee și am uitat. Luat ideea, sorry, Natalia. O să vină din nou, deci... Deci tu ești încă pe cale de reabilitare. Deci, da, pe lângă, încă mi-ar face un tratament. Încă, exact, pe lângă faptul că trebuie să plătească... Cât e factura la... Primul bil la spital a fost... Pentru 6 ore la urgență. Aproape 30.000. Deci vă imaginați... Dar se rezolvă toate încet și cu ajutorul... Și cu reducerele mai reduce. Și cu... Da. Pentru că noi, numai ce ne-am mutat aici, nu avem niciun fel de insurance medical sau, și nu avem nici vârsta să avem Medicaid. Dar încet ne apropiem de vârstă, ne apropiem de rezolvare și mulțumim tuturor care au câte o încurajare să vă dea Dumnezeu sănătate, să ferească pe toți de câini. Pentru că dacă afară sunt câinii, stăm în cercul înțelegerii noastre și ne bucurăm de viață cât mai putem. Da, deci, Florin, ai dreptate. Dați un like, un comentariu, pentru că acest live să ajungă și mai departe. Și o distribuire, dacă știți cum se face distribuirea, mergeți pe aceste trei puncte, vezi, de exemplu, aici se face și se face partaje. Și când faci distribuire aici, e la mijloc, și îți întreabă unde vrei, pe WhatsApp la cineva sau pe... pagina de Facebook. Vezi, dar de asta și zic, oamenii nu știu. Ei ar vrea să mă ajute, dar ei nu știu. Că sunt trei puncte aici jos. Da, eșeruiam direct pe WhatsApp sau share pe Facebook. Da, da. Da. Da, dacă de exemplu mă duc aici și fac așa, mă întreabă unde. Da, deci uitați-vă ce frumos. 48 de persoane, 48 de like-uri. Dumnezeu să ne ajute pe toți, Florin. Deci, Florin, te rog, spune acolo la descrierea live-ului dacă apare link-ul GoFundMe a Nelei și dacă apeși, merge sau nu. Dacă este un link automat. Nela, Mariana, bună, Natalia, ce s-a întâmplat? Seară frumoasă. Cred că o să trebuiască să repetăm pentru că a început oamenii să se conecteze și mai mult. Da, noi revenim cu istoria pentru că da, oamenii, este un live în direct și nu e ușor să prinzi firul poveștii, da, întâmplării, da. Deci, iată, vezi de totuși ce a pățit doamna Nela. Da, deci încă o dată spun că pe data de 1 iunie, în urmă cu 4-5 luni în urmă, mergeam la o plimbare cu Costel, aproape la trei străzi de casa noastră și
Ne-a atacat un câine care era liber de la o casă, a venit imediat la noi. Asta a fost un ajutor foarte mare, că eu când l-am văzut că este pitbull, imediat mi-am acoperit fața, că mi-am dat seama că mă lasă fără față sau fără gât, eventual. Și atunci el a venit, m-a trântit jos, m-a trântit jos pe iarbă și Costel a încercat și el să a pitit acolo jos ca să-l îndepartă și ne-am luptat cu un demon, pot să spun, da. Și cred că a făcut 3 sau 4 mușcături, nu mai țin minte, dar am început să urlu, să urlu, să plâng, să plâng și să strig și am spus, nu mă lăsa să mor. După asta, de fapt, după ce a plecat câinele, dar Costel în timpul ăsta l-a împins, el a venit peste mine. Deci a avut ce a avut cu mine, pentru că eram atât radiant de bucurie și am zis, hai să mergem și să ne și rugăm peste oameni, să cunoaștem vecinii mai bine, să îi întâmpinăm, să le dăm un zâmbet, o bucurie, da. Și atunci Costel așa a apucat câinele și l-a împins, l-a tras de piele și chiar l-am prins cu mâinile amândouă și nu mai puteam să-l țin. Și cu gura, l-am prins și cu dinții. Pare de necrezut și mie mi se pare de necrezut, dar așa a venit stăpânul și l-a luat de pe mine, că era cu labele în sus, ca să nu fugă din nou la nea, dacă l-am scăpat, iar a venit, iar l-am scăpat. În sfârșit, noi am scăpat și nu vrem să vă obosim cu atunci povestea. Atunci când eram acolo jos pe iarbă, strigam la Costel, iubitul meu, nu m-a lăsat să mor. Anunță copiii dacă mor și anunță o vecină că iar e aproape și într-adevăr vecina asta scumpă a venit cu soțul la spital. Da, și a venit la spital și m-a stat cu mine. Încurajați, mare lucru să ai pe cineva. Și acolo la spital mi-a făcut radiografie la spate pentru că nu mai puteam să mișc spatele. S-a urcat așa pe spatele meu cu toată greutatea, probabil cel puțin 185 de pounds, nu știu 80, cât, 100, nu știu. Da, și la mână și la cap și toate astea au durat aproape 6 ore. Dar am fost între viață și moarte, atâta pot să spun și de mulțumesc Dumnezeu că sunt în viață. Și zi de zi îmi dă putere ca să trec peste astea. Am plâns foarte mult, am pierdut păr, dar acum crește mai bine. M-am dus scurt ca să pot să fac tratamentul. Eu totdeauna am, nu am, îmi pare rău că vin cu un plâns. Eu totdeauna am venit cu o bucurie, cu un zâmbet și cu încurajare. Da, vă aduceți aminte live-ul trecut, câtă bucurie mă aduceați la aeroport și cât de frumos a fost acel live, eu mi-aduc aminte. Și în general, dacă mergeți pe profilul Nele și să vedeți câtă bucurie este pe profilul ei, ea, ești, parcă, știi cum, noi citim acum o carte cu Costel, Iluzia fericirii, păi tu erai o femeie fericită, nu? Și acum îmi dau seama cât de greu ți este. Dar încetul, încetul îți revii. Yes, mai facem noi niște glume, uneori prostești, dar vrem să o facem să... Și mulțumesc și celor care n-au putut să ajute. Sau nu, că mai poate că au vorbit ceva, poate că au gândit rău, dar Dumnezeu să-i... Au dreptate. Au dreptate. Pentru că au dreptate. Toți oamenii au dreptate. Nu toți au dragoste. Toți au dreptate. Problema e că... unii gândesc că vom avea mare câștig de cauză, s-ar putea cu proces, cu asta nu știm nimic, deocamdată se pare că durează mai mult decât bilurile ne presează. Pot să dureze și 2-3 ani, așa și ne-a spus ceva avocata. Spus, dar e interesant ca oamenii să vadă cum este diferența de cultură, diferența de drept, de judecată da, și da, de asta. Da. Probabil că, adică din câte știm de la Animal Control, omul care era acolo era în chirie, nu are bani, chiar dacă se câștigă procesul, șanse ca cineva să ne plătească bilurile nu sunt garantate. Se va vedea dacă reușește. Că nici el nu are asigurare. După insurance-ul casei, iarăși e o problemă, pentru că nu s-a întâmplat pe proprietate. Au tot felul de scuze. Noi așteptăm în tăcere răspunsul care va veni de la justiție și până una alta mulțumim tuturor care... sunt alături de noi, într-un fel sau altul.
nu avem absolut Da, nicio și pretenție. printre altele, aproape în fiecare zi trec aproape de strada respectivă și Ne avem în control, pe acolo e drumul. Da, da, după vreo câteva săptămâni am început să binecuvântez strada și dă-mi o sănătate la onerul câinilor. Da. Deci, mulțumesc Dumnezeu chiar. Și așa se liberează omul prin iertare. Da, exact. Da. Acceptare, iertare, da. Da. Deci, zice aici Crusitu, salutări de la stația TV Bursec, vârful muntelui Teasc, cota 1400 metri altitudine. O, oh, ce fain! Cum e acolo? E frig acum? Adriana, îmi pare atât de rău, Neela, nu știu ce s-a întâmplat, îmi ești atât de dragă de atunci de când a fost Nati la voi. Nu pot să te ajut decât cu rugăciunile mele către Bunul Dumnezeu. E mai mult ca orice. Mulțumim. E mai mult ca orice. Să vezi când oamenii sunt alături și se roagă sau spun un cuvânt bun sau un gând bun. Mare Dumnezeu avem. Mare Dumnezeu avem. Pentru că El ne ridică, nu ne lasă acolo în groapă. Ca să ridicăm și noi pe alții. Ca să ridicăm și noi pe alții, da. Și mulțumesc Dumnezeu că câinele a dispărut de pe strada respectivă și a trebuit, dacă mușca un copil sau un bătrân sau știi, a trebuit ca eu să merg acolo și să prin noi să alunge câinele. O, ceva, un... o eliberare pentru yes. toată strada, că cu câteva luni mai înainte au mâncat un cățel mai mic și a venit tantea aia de peste două străzi. Am auzit țipete, ce se întâmplă? Iarăși câinele ăla. Da, iar câinele ăla. Și onerul la câine a zis, tu ce te bagi, că tu n-ai fost acolo. Da, da, și femeia a zis, lasă că... Știu eu mai bine. Da. Era supărată că și ne-a povestit era după aceea. Că... Da. Era un câine recidivist, numai că ai de data asta pe om și nu e câine. Deci este Alexiana, Doamne, Nea, nu am știut putere și încredere în Dumnezeu. Din Doamne ajută, îți doresc. Doamne ajută. Și mama este aici cu noi. Doamne ajută. Numai că mama nu citește mesajul ca să-mi răspundă. Să o duc și pe ea în vizită la voi în America. Doamne ajută. Să vină la noi să ne cunoaștem. Și să știm că sunt mulți mai loviți de soartă decât noi acum cu uraganul care a făcut ravagii la jumătate de oră de noi. Noi am scăpat mai ieftin, doar fără internet și cu un pic de apă în Linai, dar în rest am avut suntem, curent, am suntem avut, bine. Da. Una rece, una caldă, să vă dea Dumnezeu de toate. Nela, Mariana, sănătate mult, ați avut noroc cu soțul, Florin, o poveste emoționantă, aveți un vibe pozitiv, nu trebuie să plângeți. Adriana, cu ajutorul Dumnezeu, totul o să fie bine, mă rog pentru tine, ești un om minunat și atât de pozitiv, multă sănătate și putere. Sunteți, Nela, Mariana, sunteți doi oameni minunați. Mama, zice, îmi pare rău ce a pățit doamna Nela. Reli Trifon, doamna Nela, multă sănătate, Dumnezeu să vă dea putere, vă puteți trece peste toate. Mulțumim. Trifon era bunicul meu. Plus 5 grade, e frig. Da, și biserica din Londra, Genesis, cu Florin Antonie, atât de mult m-a bucurat. Încurajat, da, s-a rugat pentru după mine. Câteva săptămâni, poate la două săptămâni, a spus pe YouTube și... Multă lume s-a rugat și mi-a trimis salutări și a fost încurajare și chiar ajutor, când cineva tot de acolo ne-a ajutat să facem un co-founder. Da, și soția lui care a fost alături de noi și mulțumim și copiii, cei din Oregon și... Ai găsit și o doamnă psiholog care te-a ajutat. Da, 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 care m-a ajutat și încă mă ajută, da. Da, din Londra. Mihail, acum am intrat, mi se pare incredibil, tocmai doamna Nela, bunătate într-o chipată, ce încercare. Ți-am povestit despre Mihaela, da, el locuiește acolo în Paris. Iată, cineva v-a făcut cine? Mariana Mara, mulțumim pentru cei 59-99 de euro, eu am bani cash, așa că o să vă-i dau. Cum stai liniștită? Eu știu ce fac. Cristina, nu știu, cred că sunteți prima dată aici, sau poate ați mai fost și am trecut eu cu vedere. Doamna Nela, multă sănătate și putere să treceți peste această durere alături de soțul dumneavoastră. Vă salut din Italia. Cristina, mulțumim foarte mult. Mulțumim, Mariana, încă o dată. Mariana, eu te cunosc foarte bine, mulțumesc foarte, foarte mult.
E deja orice sumă e foarte important, pentru că sunt tratamente care, de exemplu, acupunctura ar putea să o ajute. Da, da, dar fiecare procedură cât costă. Deci am început un tratament care era chiar enorm de mult. La prima ședință era $700 și atunci ne-au transferat în altă parte, la alt nivel. O ședință? 700 de dolari? Da, prima atât a fost, când ne-au dat suma de prețuri acolo. Tratament la, pentru traume la cap. Da. Traume cerebrale. Acolo era și, probabil, și... brain damage, da. Însă cu electrozi, tot felul de teste și de asta incluse, știi, și de aia. Da. Și atunci ne-au transferat la altcineva mai affordable, mai. Florin, ai dreptate, dar tu poți să găsești contul meu de Revolut. Doar trebuie să scrie pentru Nela în mesaj. Te rog, ia-l de acolo din descrierea mea contului YouTube și îl bagi aici și imediat cum vine o donație pentru Nela, eu o transfer. Pentru că eu cu contul Revolut pot să fac transfer gratis, nu am nicio problemă. Adică oriunde în lume pot să fac. Deci da, este și așa ceva, se poate de făcut prin contul Revolut. Vedem cât de mult bine și cât de multă bunătate se descopere când cineva, un semen, trece prin necaz din oameni. Așa se manifestă prezența celui bun, așa este, creatorului, acelui care susține omenirea și în necaz, și la rău, și la bine. De aceea, încă o dată, vă mulțumim frumos. Da, iată, Mihaela zice, și tocmai în SUA, unde orice îngrijire medicală costă atât de mult. Da, anume aici îți dai seama când ajungi la spital. Așa doar din auzite și din, poate din, din cele gândite, dar într-adevăr când ajungi la spital este mult mai scump decât ne imaginam. Deci aștept Florin să vedem dacă reușești să pui aici linkul, dacă nu voi putea eu să-l pun după ce terminăm acest live. Nu vrem să fim doar așa triști pentru că suntem bucuroși că Nela este în viață și iată, uitați, acum părul crește. Da. Și, dar noi vă mulțumim și pentru un sprijin atât moral cât și financiar. Dacă poate cunoașteți niște persoane care ar putea să ajute, dați acest live mai departe. Cred că Nela o să le răspunzi în direct. Da. Deci nicio problemă. De mult am avut 66 de persoane live. Vă mulțumim, dragii noștri. Oamenii atât de frumoși, chiar este de neînțeles. Păi, întâmplarea este întâmplare. Deseori îi pocnește pe cei mai buni întâmplările. Dacă ar fi pe cei mai răi, atunci deja eram mai mulți buni pe pământ. Dar... Și totuși, suntem foarte mulți buni pe pământ, pentru că n-ar exista pământul dacă erau doar răi. Da, sigur că da. Deci nu știu dacă Florin floiește aici cu noi și dacă reușești să iei linkul sau dacă nu o să mă bag eu. Dacă aveți ceva de spus, mai spuneți. Dacă aveți voi ceva întrebări, poate vreți să sunteți, nu știu, din curiozitate sau mai știu ce, puneți întrebări. Dacă nu, dacă credeți că e de ajuns, nu vreau nici Nela să se simtă opresată, se zice opresată? Da, bine, cum vrei. Nu, dar se zice cuvântul. Este asta, dar în alt context, probabil. Cred că e bine. Mulțumim frumos. Mulțumim. Iată, Florin a făcut copy-paste, dar deci asta este contul. Eu o să văd imediat. Mulțumim, Florin. Atenție, iubitorilor de sarle periculoase? Ce înseamnă sarle? Nu știu.
voi contribui și eu cu cât pot financiar și chiar sunt profund emoționată. Mihaela, mulțumim foarte mult, mulțumim. N-ai mai făcut la Revolut nimic să apară link-ul. Da, am uitat deja cum se face. Trebuie să mă duc pentru că mi se pare că se poate de făcut la orice rețea de socializare, chiar și la Facebook și la Instagram. Dar nu mai știu, trebuie să mă uit. Eu am dispărut complet de pe YouTube și nu am mai avut grijă de toate astea. Daniela, cred că acum a venit aici. Vreți să mai spun ce s-a întâmplat? Acum am intrat. Daniela, pur și simplu, iată, prietena mea, Daniela a avut o întâmplare foarte neplăcută, adică chiar aproape de moarte. A fost atacată de un câine, cred că de rasa pitbull, și a fost atacată de cap aici la ceafă, cred că la câțiva milimetri era de arteră sau de staples, ce înseamnă? Copci metalice, da. Am înțeles, da, pentru că acum, da, acum depinde cât e de mare rana și da. Eu am văzut, mi-aduc aminte, voi mi-ați trimis pozele, da, și deci iată a fost, acum este în reabilitare după 5 luni. După 5 luni, da, și a fost, este un tratament care durează. Pe 1 iunie de ziua copilului, cred că Dumnezeu le-a făcut un cadou la copiii de pe strada aia, pentru că era un câine mai mult vagabond, liber, lăsat de capul lui și era spaima străzii. Și oamenii au reclamat de multe ori, le-a trimis amenzi, ne-a spus și fata de la Animal Control că nu mai aveau ce să-i facă. Și acum l-au luat și l-au dus în, cred că în Georgia. A, da, nu l-au pus să-l eutanazie. E un proces de durată și trebuie aprobarea de la Attorney General al County Attorney sau așa ceva. Da, 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 da. Da, deci până se face procesul. Dar cel puțin au liberat strada. Așa arăta. Uite, da, nu da, da, o să pui poze după aia. Da, da, deci iată, vedeți că aici este părul, dar vă imaginați că colții câinelui au intrat. Ne-am luptat cu el, că altfel și-ar fi făcut mai mari damage, dar o mână nevăzută ne-a păzit. Iată, chiar Mihaela zice, multă sănătate și mult curaj. Doamne ajută pe Nelly și pe iubitul soț. Doamne ajută și vouă să vă răsplătească Dumnezeu tuturor toate bunătatea care aveți în inimă, de o mii de ori. Florințo, dar ce s-au făcut toți doar de mine pe YouTube? Deci de ce să pleci de pe YouTube? Este loc pentru toată lumea. Lasă lumea cealaltă să se bucure. Eu mă bucur așa cum fac eu. Putea să ne arătă. Asta punem. Ia, asta, uite. Ah, da, iată asta. Deci vedeți cât e de mare. Stați aici să se vede. Da, deci vedeți e corcile. Da, și cât e de largă, cam așa era, cred că și rana. Da, și asta, da, asta a fost cât o fracțiune de secundă. Nu, când i-a scos ei, nu mai știu, la două săptămâni sau a, așa. La două săptămâni. Până s-a prins, dar durerea încă este acolo și visele traumatice și și după aia am început să terapia. Am început să-mi revin. Da, e tot așa. Puțin mai tare, dacă vrei. A. Aici. Da, în sfârșit. Da, uite aici. Să merge? Merge, da. Beautiful, happy is the Lord. Te-ai îmbrăcat în alb, de parcă, da, noi așa zicem, când el s-a născut din nou. Da, iată, Mihaela zice, această rasă este ca o armă. Într-adevăr, ei sunt, cred că, unii dintre cei mai răi câini. Unii au spus că a fost trăinuit să kill. Eu nu știu asta. Eu m-am făcut X în fața lui, am întins mâinile, m-am despărțit așa, să-l opresc. El a trecut pe sub mână la mine. Nela s-a pus mâinile în cap, s-a întors cu spatele, o sărit după cap și am sărit pe el. O trântit-o jos, am sărit pe el, l-am smuls cât de repede am putut, tot a făcut un mic damage, dar nu a făcut total damage. Și el a venit din nou, l-am aruncat odată de jupe, a venit din nou și când am reușit să-l prind mai bine cu mâinile și cu dinții, l-am ținut până a venit stăpânul.
dar n-a fost mare Dar ce bravură, că interesant că nu s-a apărat de timp, dar tot n-a vrea putut, la nici n-a Nela, putut da? Cumva, pentru că l-am, nu știu, el acolo, la Nela era ținta, știi? Ea a fost vrednică să poarte... Da, da, da. Deci întreabă dacă aveți PayPal. Voi aveți PayPal? Aveți cont nu. De PayPal? Nu, am avut ceva probleme când am trimis Nela niște bani la Dominicană și atunci ea a scos că... Și banii au pierdut și fata aia nu a luat banii și... Deci pe PayPal eu am, deci puteți să dați pe PayPal-ul meu. Acolo este, îmi pare că este natalia.ciobanu, că e după adresa e-mail. Deci natalia.ciobanu1980@gmail.com. Tu știi, Natalie, că în Franța nu ai voie să te plimbi decât cu botnițe. Păi știu, desigur, da. Și acolo nu-i voie decât legat. Dar dacă i-a dat drumul, era să juca în curte acolo cu cineva și n-au mai putut să stai până asta. Nu era gard. Era... N-au gard aici. Casă. Oamenii nu au gard. Sunt meri de lângă drum și nu au gard. Și în toți aproape poame roșii ard. Da. Da, deci asta cam este situația. Mulțumim, Natalia, deci, ai o audiență excelentă. Mulțumim, iubita noastră. Cu drag, eu o să... probabil să fac un live din Chicago, o să vedem cum o să fie situația, dacă nu este prea zgomotoasă. O să vă arăt, ajung la un... să știți că este Halloween și ajung la un eveniment acolo cu moldovenii. Deci, dacă să știți, nu știu câte zeci de mii de moldoveni sunt în Chicago, este diaspora cea mai importantă a moldovenilor din America. Deci este prima în Chicago, a doua în Seattle, a treia ar fi Orlando sau Sacramento, se bat între ei pe locul 3 și 4 și apoi în Las Vegas și pe urmă mulți moldoveni pe aici acolo în Statele Unite ale Americii. Așa că o să mergem, adică sper să ajung acolo. Eu de aia nu prea fac planuri, nici nu mă gândeam să vin să vă văd atât de ușor. Acum zborurile în SUA s-au scumpit și eu încerc să mă descurc așa cum știu eu, să mă descurc ca operatoare cu rozacul în spate, fără planuri, care se trezește dimineața și zice că eu trebuie să plec. Cu vestea bună. Exact. Cu vestea bună, exact. Vestea bună este că eu duc bunătatea și generozitatea oamenilor ca o veste bună, spunând, măi, mai sunt încă oameni buni pe pământ, așa că da. Trebuie să credem în Dumnezeu, în viață, în oameni, în oameni trebuie în să identitatea credem. Care nu și-o pierde fiul risipitor, chiar dacă a ajuns rob la porci, el se gândește că, e, acasă la tata e bine, hai să mă întorc la cel mai bun dintre cei mai buni care ne-a făcut pe toți. O să spun într-un minut scurtă poveste. Da, spune, spune. Deci cu toate astea eu nu mă opresc de a ajuta pe cineva, de a face un bine, să arăt bunătatea lui Dumnezeu la oameni. Și deci, de exemplu, acum o săptămână am venit cu Costel de la cumpărături și aproape de casa noastră era o tanti pe o străduță acolo, aproape unde era mai circulată strada, stătea pe... marginea străzii. Pe marginea străzii cu pe o găleată și avea un geamantan micuț și cu încă o sacoșe. Și am spus că o să întoarce mașina că noi trebuie să ajutăm femeia asta. Femeia asta are nevoie de ajutor. Și așa am mers și am întrebat-o ce faci, unde mergi, vrem să te ducem, ai nevoie de ajutor? Da, păi duceți-mă la autobuz, că mergea spre Orlando. Era o femeie în jur de 50 și ceva de ani, probabil. Din Haiti. Din Haiti. Era... Dar locuia în Orlando de câți ani? 40 de ani, da. 40. Da. Și face, voi faceți asta pentru mine, da. Și am dus-o acolo la autobuz, dar ne-a dat ea o adresă greșită și după aia am sunat copilul cu băiatul și am zis, măi Costinel, te rog să mă ajuți cu adresa, uite unde să găsim autobuzul, Flix. Da. Și așa ne-a dat adresa, ne-am dus acolo, plecase autobuzul. Ne-am gândit ce să facem, să o luăm la noi, am zis. Nu prea știa de unde vine și unde merge sau nu vrea să spună. Am zis, măi, hai să încercăm shelters. Am fost la două sheltere, nu am primit locuri. Așa în scurt, era shelters, deja seara. Ce înseamnă shelters? Locuri unde sinistrați. Acum sunt în multe parcări, sunt oameni care le s-au dărâmat casele, care n-au unde să meargă.
și ține la shelter, e organizat, e păzit de poliție, de armată, nu știu. Și atunci, hai la noi, avem multe motive să zicem nu, dar zic, mă, un singur Da. motiv să o primim e că are nevoie. Și am luat-o la noi. Am întrebat-o, Costel, pe drum, îți este foame? Mi este foarte Very foame. hungry. I'm very hungry. Da. Și am mers acasă. Asta ne-a durut foarte mult. Și am spus că avem ciorbă, avem... Dar poi o noi? Poi nu. Poi nu, Da, poi. vrea Da. pui, da. Am găsit și Și am pui, am găsit văzut și câteva pui, da. aripioare acolo, s-a bucurat. Și a făcut o Și acum nu baie. mai contenește, în Da. fiecare zi ne scrie și ne Da. Și ne mulțumește mulțumește. Și pentru ziua dimineața de i-am dat din nou să mănânce, s-o trezit, am dus-o la stația de autobuz, i-am dat un bănuț în buzunar, s-o bucurat. Și de atunci în fiecare zi ne mulțumește și Dar ne... culmea că în aceeași seară ne l-a spus la cineva care a stat la ea înainte, în camera în care am culcat-o. O, ați culcat-o în Da, camera mea? că mai, a Hai mai să... ajutat. Da, mai Și ajutat-o doi zice, să soane. nu-mi fure rochița, dar să nu-mi ia rochițele. Da, eu... Deci, oh, și eu mă temeam să nu-mi Să-mi ia ia viața, viața, acum da. ajungeam. Ce comparație, da. Da, dar să știți că eu sunt cam în locul doamnei, pentru că pe Tu mine tot acum e mai iau camera de ta, e camera pe... ta de mai de mult acolo. Nu, că ea a zis, dar de ce nu i-ați dat sandalele mele? Ți-am zis, Oh, da, n-avea sandale, ai spus? da, Da. i-am dat și o pereche de papuci, că nu, ei erau rupți. Da, și Da, ele da. erau ai mei, că erau cam mici. Și Da. păi, dai tot ce faci, seara, Da. că era bucuroasă. Nu, Da. ce vreau să zic că eu înțeleg pe doamnă, pentru că mie mi se întâmplă deseori să fiu Să ți bine, se... depinde de țară. De exemplu, Noua Zeelandă, mergi cu mașina de ocazie și persoana te întreabă, dar tu unde ai să dormi noaptea asta? Pentru că mă începe să murgească. Și eu zic, nu știu, până când încerc să ajung la fața locului. Și oamenii îmi dădeau un număr de telefon sau se duceau să-mi aducă ceva de mâncare sau ziceau, nu, hai, nu te mai duce acolo că nu o să ajungi până în seară, vină să stai acasă și mâine o să te duce iarăși. Da, iată așa, sunt oameni buni ca și voi care ajută alți oameni. Cu Dar voi riscuri, sunteți cu cu riscuri. riscuri, în Corect, toate sunt da, riscuri, în desigur, roșu risc, da. da. Numai... Cine nu riscă, nu pierde, dar nici nu câștigă. Exact, da. Și voi sunteți prea modești. Voi ați adoptat cred că de vârsta mea, nu? Fata Da, avem este o fată în din... jur de 30 și ceva de ani, da, este ca și fata noastră, da, este, numele este Ina și este în Dominican Republic, pentru, o cunoaștem din 2010. Și v-ați dus acolo, Ne-am dus v-ați făcut acolo, cunoștință și ați zis, gata, ești fata noastră. da, și ținem legătura, au fost la noi și ne bucurăm de ea, da. O fată tot cu o viață foarte grea, o Da. poveste de viață unde a fost abuzată Da. de tatăl vitreg? Da. Da, deci iarăși, vedeți... Dar și-a revenit, are familie, Are familie. este Da, sunt fericită fericită. atât cât se definește fericirea în termenii lor. Da. Și, na, facem ce putem să nu vă plictisim tare. Vă Vă dorim toate cele mulțumim. bune. Mihaela zice, Vă Nele, te îmbrățișez și vă pup. îmbrățișez cu toată afecțiunea virtuală și știu că Dumnezeu nu te va lăsa. Mihaela, dar tu să știi că ești binevenită, eu vorbesc pentru ei, Da, păi ești da. binevenită în casa lui Costel și O să mai spui o Anele ei. dată, nu numai ea, și toți ceilalți Păi, care ne urmăresc, da. noi avem o inimă suficient de primitoare ca să... Cum ne-a primit pe noi bunătatea, așa încercăm și noi să continuăm. Și eu mă bucur că v-am pus în legătură cu Lidia și Dan din Da, Vancouver și oameni abia aștept minunați, oameni să minunați. vă, da, să Da, și vă... Marta din Da, din Mexic. Mexic. Când am Da, ajuns Marta, dacă vezi pe urmă live-ul ăsta, promit să vin să vă văd și pe voi. Numai decât New Mexico. și mai Nici avem nu știți, o... poate în săptămâna și mai avem o prietenă în Londra, Ana Ignat, I think, Da, ea, da, am și zis că ieri ea mi-a am ducat. comunicat cu Dintre ea, la urmăritorii mei. urmăritorii mei, Da. Natalie, Mă da. bucur că s-au găsit oameni din această mică comunitate care s-au mobilizat și au venit în ajutor cu... Mulțumim și vă îmbrățișăm cu drag. Și să zicem sus inimile. Le avem la Domnul. Așa, 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 așa. Așa, așa. Bine, iată pe așa o notă pozitivă și zâmbitoare. Noi încheiem acest live. Aici vor rămâne linkurile pentru a o ajuta pe Nela, fie pe Revolutul sau pe PayPal-ul meu. Eu cu dragă inimă o să dau mai departe banii. Deci vă mulțumesc vouă și dacă aveți, vreți direct pe GoFundMe, puteți să faceți și asta. Pentru că nu știu cum merge din Europa.
dacă este, pentru că depinde și de continent, dar au eu trimis sunt... din Anglia mulți. Da. $5, $10, fiecare cât poate. Acolo este un trick, unii nu vor pentru că ei au pus automat 15% tip sau bă, a, deci spune asta ca oamenii tip, să știe. Dar dacă dai la zero, dai la zero, nu ești obligat să plătești tip ca la, e ca da, la restaurant. Da, 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 da. Dar ei au primit destul de tipuri, dacă cineva vrea să pună, noi nu spunem să nu pună, dar ideea este dacă nu, cineva se, zice nu vreau, se, dacă da, pun 100, 100 să-mi ia, nu să-mi ia 115. Exact, exact. O să reduci de acolo, este un sliding, așa, și dai la zero sau la cât, cum este. Da. Deci vă mulțumim că sunteți aici cu noi. Doamne și ajută, exact. Sănătate, da, toate cele bune și vă pup și cine știe de unde vă mai zic bună salutare. Hasta luego.